Salut și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal astăzi. Ne jucăm din nou Farming Simulator 2022 și, bă, avem chestii noi, vedem că vedeți voi în dreapta sus, avem niște bani. Dacă vă place, nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe și share, să mă faceți mini să cupăstet cât mai mult, cât mai bine, cât mai frumos, să random, deci bani din palmi, că să de la cu probleme, dar vreau să vă spun să apăsați like, subscribe și share pentru că mă ajută foarte, mai ales like-ul și subscribe-ul și share-ul ca să vadă cât mai multă lume, dar în episodul de azi o să vedeți voi că avem niște chestii noi, avem niște chestii cum să vă zic eu, niște chestii care o să ne ajute mai mult la gameplay, o spune. Bun, am luat și niște chestii, mai avem și niște moduri noi, dar aștept în 3, 2, 1 like, mulțumesc, apreciez dacă ați apăsat butonul de like sau mai aștept încă 2 secunde până beau eu apă. Ați apăsat like? Ați apăsat? Mulțumesc! Așa, asta e căsuță de omei. Face draguță. Salut! Vreau să mă urc la voi aici acasă. Nu merge. Aici sunt oile și o să vedeți și voi ce idee am eu pentru viitorul apropiat. Pentru aceste mirobolante. Această mirobolantă serie, pentru că, hei, de ce nu? Ce aici? Ioi, nu știam. Aici vine lapte sau ceva. Deci mai, ok. Aici putem să aducem noi niște baloți sau chestii. O să aducem niște baloți, o să vedeți. În cele ce vor urma, aici mă spăl eu ziua. Mai, că după ce termin treaba fac și o baie în găleata mea, ai cu gălea dacă ea să-i cadă toată ziua. Are 7 boli. Așa, bun. Haideți să vă spun ce am făcut nou, dar o să luăm așa încetul pentru că nu ne grăbește nimeni. Găinile le-am luat episodul trecut, trebuie să le dăm din mâncarele, avem barley așa, am schimbat remorca, am cumpărat-o, am vândut-o pe aia, am dat-o din list, am mai cumpărat niște chestii pe care o să le vedeți imediat dacă întorc așa camera. Aici trebuie să dăm mâncare la astea neapărat să ne fac și unul niște ouă. Mamă, ce mișto e asta, mititic așa dintre pici. Ioi, eu nu pot să nu-mi căp că-s prea mare. Foarte tare, dar ia stai așa. Dacă intru pe aici. Ioi, ca să nu iasă găina încheia aici. Și trebuie să aibă o poartă. Cred. Mi-a luat un spray. Dau și-o cu spray. Dar nu se deschide asta, practic. Nu. Ok. Trebuie să vedem ce de unde îl facem rozi paie. Dar, haideți să mergem să vedem ce am luat nou. Am luat un tractor, remorcă și am mai luat un cochet de ridicat, o să vedeți voi. În cele ce urmează trebuie să mai cumpărăm și o remorcuță. Am luat tractorul, v-am spus, Lamborghini-ul, e luat în rate. Remorca pe care am cumpărat-o e micuță, deocamdată putem să o upgradăm, e mod, de la Farmtech. E foarte mișto, are niște roți, foarte mișto, însă n-am mai văzut roțile astea pe nicio remorcă până acum. Tractorul ăsta pe care e alb, e aur curat, dar avem mai multe, mai avem un mod de la domnul Exin la data seară. A zis, bă, vrei, dacă vrei așa, avem curlimanul ăsta, nu știu, mi-am ispar ca fendorul ăsta, nu prea. Adică ăsta e identic fend în față și spatele, la fel ca ăsta și mult mai prost decât al nostru. Al nostru are 161 de cai. Dacă țin eu bine minte, e 263. Deci, și o să vedeți cum sună în mare. Fi-a luat tot asta, să ne fac așa vânt. Am schimbat o chestie foarte importantă pentru fermă. Și avem și un mod nou, care tot pe asta se bazează. Avem, putem să dăm list la orice teren vrem noi. Și ne costă per day, nu ne costă per cum e la vehicule sau astea, înțelegeți voi. Dar, fiți atenți. Deci am vândut terenurile la două pentru că mi se păreau niște prostii, adică m-am bătut rău și am și avem aici terenul 7 pe care o să-l vedeți voi imediat. Vreau să-mi iau o mașinuță să mă plimb cu ea pe aici, un buggy sau ceva, dar deocamdată nu mai vreau să dau bani pe toate prostiile, pentru că banii ăștia chiar i-am ucit. Așa, aici avem barley, o vedeți că e iuș, avem terenul 7 și dacă m-aș enerva puțin, dar nu cred că vreau să mă enervez deocamdată pentru că aici este floarea soarelui și noi nu avem din aia la combină pentru floarea soarelui. Așa, ce mai avem pe aici?
aici e de asta, cum se cheamă, catoul, cum se cheamă, să pe vârful limbii, am uitat. Băi, dacă vă uitați la episoade și vă uitați, am văzut că vă uitați, unii dintre voi chiar vă uitați, lăsați și voi un comentariu, lăsați un like, pentru că eu nu-mi dau seama dacă voi, din vizionare nu pot să-mi dau seama dacă chiar vă place seria sau vă place episodul pe care îl fac, adică să nu pierd pe timpul, timp, să-mi pierd timp. Da, să-mi pierd timpul degeaba cu o serie de care nu vă place, adică mai bine să-mi scrieți comentarii, bă, nu-mi place decât să mă chinu eu să fac. Bă, dar aici acum am văzut că avem și 8 greutate, what the fuck. Bun, noi astăzi aveam, am eu un plan, mă gândeam aseară, bă, avem porci, dar porci nou nu ne dau nimic. Putea să luăm niște vaci, să le dăm mâncare și să ne facă lapte și să-l vindem. După aia m-am mai gândit puțin, am putea să luăm zăbăloase de alea de oi. Dar mă mai gândesc. Porcii aia nu prea e combinație cu ei. Și de ce m-am gândit la vaci? Păi hai să vedem noi de ce m-am gândit la vaci. Fiți atenți. Unde-i tractorul? Ăla nostru fiendu-i pe acolo, pe undeva l-am lăsat. Prea, nu mai merg. De-aia am luat și remorcă pentru el așa mai micuță, dacă e, o să mai crești. Mi-a plăcut, știi ce? Mi-a plăcut chestiile astea deasupra de lemn. Are, nu știu cât e, nu știu cât pot spune, fiți atent, așa, mai spun în două secunde, că am cumpărat. Asta unii n-ai, băi, mă. Mă, asta unde e? Are 4,5 metri cu... Bă, dar aia unde e? Că eu n-am cumpărat așa ceva, să știți, nebun la cap. Bă, stai-mă așa. Asta că de când naiba e ce-a mâncat vaș gura voastră? Hă? Nu mi-a cumpărat atât de mine. Dar de când naiba e asta aici? Okay. Las-o aici. Bă, dar ce-i buncăr sau ce naiba e aici? Aparent. Aparent. Așa, ăsta e bunker. Da. Ba nu, e farm food mixer. Păi și food mixer, meu food mixer, dar ce mixez în el? Că nu mi-arată niciun... N-ai bani nimic, ce bun. Bă, dar de când am remorca asta aici, că eu am uitat de ea, mă, frate, și am dat și bani pe altele. Eu ziceam, n-am remorca. Care e a noastră? Asta, 23.000. Și dacă o vând, cât e o pie, dar nu vând, că n-are, deci nici nu mă deranjează că s-a aici, sincer, să fiu, și 18.000. Nu mă deranjează, sincer, că asta... Aaa, gata, știu ce fac cu ea. Și așa pe asta o păstrez, că îmi place mie mai mult. Aia nu-mi place, nu știu, niciodată pentru mine. Hai să vă arăt ce am mai făcut pe la fermă, o să... dar stai să... O luăm cu noi, da, o luăm cu noi, fiți atenți. Vreau să-i schimb și ăla și o facem de cărat paleți, fiți atenți. Pentru că, n-au am. Cred că vă place cum se vede motorul la tractoraș. Și... E super, super, super. Mișto. Nu se vede motorul la el. Și că poți deschizi și geamurile. Dar nu se aude mai tare, așa că îl țin închis. Apăsăm E. Mi-a plăcut Lamborghini-ul că nu seamănă. În spate seamănă, da, ok. Dacă pe spate și pe seamănă, nu prea seamănă. Bă, da, asta... Nu, nu pot să o iau. Nu. Deci o să o vindem. Și o să ne cumpărăm. N-am ce să fac băieți cu ea, că pentru că
Tractorul ăsta de-al avem acum, o să-l folosesc la chestii astea mari și fiind ăla vreau să-l păstrez pentru că dau cu el sau chestii și pe viitor, dacă și așa nu avem ce mai mari producții și nu prea îi văd rostul să o țin și pe asta. Dacă puteam să o fac cum de exemplu, nu asta, era aia mare asta, uite. Belgen, vedeți? Universal Auto. Dar așteaptă și tu alea că ești zăbălos? Nu vezi cât am atacat ăla de tractor, am unde vrei să mă bag. Ziceam eu dacă nu eram cu băieții ăștia aici, unde mă bag. Bun, avem un dăsta de cărat. Să le mutăm de aici. Vedeți? Hai să opresc ăsta că mă broiază. Și aici, aici undeva în spate, uite aici. Sper că ăsta e terenul meu, nu? Eu l-am luat că prinde 12 la oră, adică... Uite-o-le. Așa. Și ce zic, și le mutăm pe toate de acolo și le ducem în partea asta sau chestii. Dar nu stăm acum să facem asta. Vreau să mă duc să văd ce naiba cu terenul ăla de acolo. Așteaptă, frate. O să aștept. O să mă claxonez până mâine, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Așa. Hai să vedem noi. La 17, bă, da, asta mai are apă, ia stai așa, că am uitat să mă uit. Mai are. Până așa n-am dat timp prea rapid. Deci, avem terenul prin dreapta. Cumva. Nu știu de ce am frame drop. De ce merge așa, nu înțeleg. Așa. Luăm prin peduri pe aici. Putem să luăm și partea ala, dar eu am luat prin peduri. Și... Stânga, ușor. Nu ai mai fost pe aici, dacă țineți voi minte. Bun. Și terenul ăsta, cică e a nostru. De unde până unde... Numai Dumnezeu știe. The fuck, ia eu. Ok. Bun, hai să mergem. Bă, dar nu știu de ce merge așa joc. O fi de la tractor? Nu cred. În fine. Mergem acasă. Ne uităm și noi de o... cum se numește, mă, frate, aia? Nu. Ce și faci? Ba nu, că n-am crescut aia. Vreau să cumpăr, să dau mâncare la găinuși. Ăsta mă duc să-l leg la doamna... Semănătoare, că noi o să mergem la semănătoare mai târziu. Și... Da. Am la stânga. Maxim. Așa. Am și unul ăsta, semnalizatorul. Nu văd unde apare. Ăsta nu merge. Hai să fim totuși că e un mod. Nu e din farming. Nici în farming nu merg alea. Pe alea desfăcute de giants. Eu și-o mai așa că am învățat drumul ăsta aici. Bun. O luăm așa. Dăm cu spatele, îl cuplăm și îl lăsăm fix așa. Noi trebuie să mergem cu troacualetul ăsta. Dăm întâia. Și îi dăm. Trebuie să aducem și... O să plantez pe terenul ăla greu. Pentru... A putea da și la găini. Și la porci. Și să fie fericire. Trebuie să închid și ușa asta aici. Păi eu cred că e cam grea greutatea asta. Pentru asta. Eu așa zic. Acum... Nu știu ce să zic. Bă, dar poarta asta de ce stă închisă, mă, frate? Trebuie să stea mereu deschisă. Mi se pune pe inimă câteodată chestia asta. Bun. O luăm pe aceea. Și mergem să luăm niște grâu. Nu, barley. Mai văd. Barley.
Șoronga, nu Barbie. 4500. E ok, frate. Uite, pentru asta chiar e foarte bine. Pentru că... Uite, nici nu se chinui. E și o cantitate destul de bună. Adică... Asta știu că era în farming 15. S-o dădea la început, era aia mai de metal mai sus. Unii am eu alea de lemn, era mai ridicată. O am și pe aia. Așa. Ușor. Trebuie să ducem și la căluți niște mâncare. Trebuie să văd dacă poți să-l de ușor. Ce are eu? Nu știu să aud. Atât. Nu ating în aia, nu? Nu. Ce mișto se deschide. La ăștia ce n-ai poți să-l dau? Trebuie să-l dau apă cumva? Așa. Vreau că o să le dau, dacă nu, nu mă mai duc până acolo. Horse. Ușor, mergem. Îmi mai aducem o dată la găini. Bun. Tractoarele astea le muncesc până își scot banii de două ori. Pe ambele. Și pe ăsta și pe ăla. Până își scot banii, le muncesc de le rup. Și ce rămâne, ducem la căluți. Ce ai? De ce? Pentru că prea tare am avut eu așa grijă de lucrurile astea în serile trecute și mă cam enervau, aș sincer să fiu cu voi. Și am zis de data asta, scot tot untul din ele și trebuie să pun remorca sau undeva că mă disperă când o văd așa aruncată pe aici. Ușor. Așa. Dau cu spatele, dau cu frâna. Acum așteptăm să se facă sminunile. O luăm pe aici, ne întoarcem așa. Știu că putem să o luăm pe la banul. 8.000 și ceva cred că intră. 8.000. Îmi plac roțele de la remorcuza asta. Aus. La 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 la. O luăm pe aici prin față și o luăm la stânga și ieșim direct unde ne dorim noi. Start. Start. Haide. Foarte mișto remorcul ăsta. Îmi place la nebunii, sincer vă zic. Vreau să... Uite, vezi dacă aveam mai mult gata, era 4 actorul ăsta. Băi, zici că e, băi, zici că e ultima troacă. Da, cam e ultima troacă, dar zic așa. Bun. Luăm pe aici, așa. Luăm pe aici, așa. Dacă băgăm autolodul, cred că o să vând prostia aia de... ridicat baloți. Am luat-o, mi s-a părut mișto modul. Am zis, bă, hai să-l bag și eu dacă tot. Mamă, dar drumul după aici s-a terminat, ești nebun. Hau doar. Încanța nedința în gură. Para-p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 a. O luăm cu boltă. Semnal stânga. Să de-abia trage 3600 de litri. 3 tone, adică. Trebuia să-l lași pe prostanacul ăsta strâng. Bun. Viteză maximă. Viteză maximă. Și ala, du-te atâr să te duci cu tractorul tău cu tot. Cam așa e. La noi. Spate. Prână. Luați bă și mâncați ei. Nu v-am adus mâncare deja. Cleanless.
Fitness. Haide, pa. Bun. Da, bă, de câte ori am trecut pe lângă stropitoarea aia, niciodată n-am luat-o. Acum că am luat-o după mine. Vine ceva. Bă, dar nu știu de ce am drop frame-urile astea. Bun. Mergem rachetuță. Nu la stânga. Salut. Bun, bun, bun. Aici unde am lucrat eu, de mi-a sorit capacele. Să bag modurile alea ca autoload-ul, că... Cam jaleaș. Să nu știu noi pe drumul ăsta. Bă, dar tractorul ăsta nici frân n-are, n-are nică, ai. Dar nu-l vând, că nu mai dau banii pe altul. Ne pune la cap. Ce aveți? Bun. Am terminat treaba și cu acest robolant. Op. Vreau să mergem să luăm acum niște vaci de alea Holstein. Și de le zici că sunt Milka. Nu. Nu. Așa le era. Păi vă dați seama să miresc cu ambreiajul cu troaca asta. Așa, hai să mergem înapoi după Lamborghini. Bun. Înnoță. Mai stânga. Ma. Cum reușesc? Cum? Bun. Bun, 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 bun. Băgăm ca de obicei la locul lui aici. N-am așa o lea cu spatele. Dăm cu fața. Și îl oprim. Uite, băga, s-ar sărăp. Bun. Hai să luăm și asta. Și îl ducem la asta. Trebuie să schimbăm în grâu. Asta e grâu? Wait, da. Perfect. Să merem. Și vorbești că n-am pus fiendul data trecută la asta. Să mă bat tata dacă am mers mai mult de un kilometru. A intrat în jumătate din pământ. Mă la cap. Vreți să vă mint. Bun, o luăm pe aici, aducem semănătoarea până acolo, ne întoarcem până apoi. Și... Șor... De ce am făcut așa? What the fuck? Nu știu ce am vrut să fac. Bun. Ce trebuie să facem? Stânga. Și străduță mintele. Dreapta. Hai că pe ei vine sărmăliuța aici, dar terminăm și noi. Au jumătate de drum și ei toți o opresc. Hai sărmăluț, treci și tu. Bun. Ce? Bă, de ce am atâtea oglinză, nu înțeleg. Să lăsăm, mă, vând, mă, poate îmi bag autoloadul și merge după aia. Ce ce zic? Am oprit motorul. Așa, hai să luăm o drână de animale, dacă tot am oprit motorul. Câteva, cinci capit. Cap, nu capit. O luă 6. Mamă, eu vreau să eu vreau. Câte trebuie să luăm, băieți?
Am zis că iau 10. Păi au luat o rasă. E pe ulei, nu. Câteva ce am zis că luam? Opa. Cât e în cap? Trebuie să trecem și pe acasă. Să vedem cât sunt în cap. Dă să-i dau drumul la Gerofar. Sincer nu mai știu exact unde erau vacile. Aici, nu? Dacă mă duc acum pe aici, prin boscheț. Așa. Asta nu ne fură nimeni. Pa 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 pa. Ce deschis asta? Să nu se închid, mă. Apare nu. Pune naiba le aduce. Hai aici. Luăm. Mai am vreun bar în din ăsta pentru ele. Știu că este unul aici, mai aveam unul, dar nu mai știu unii aici. Cow bar big medium. Am luat 20 așa din început. Și după aia după aia mai vedem. Pentru că am dat nu v-am spus, dar nu cred că am, trebuie să găsesc un loc unde să pun. Avem, o din asta de flori. Stați așa. Factories. Nu, greenhouses. Și avem asta de flori. Înțelegeți? Și ăsta, avem de pus copăcii. Și mă gândesc, bă, să facem și ceva genul. Nu l-a furat nimeni, aparent. Nu prin semnalele. Da, nu știu, vedem unde putem să facem niște chestii de genul. Putem să punem și pe acasă pe undeva. Dacă ne chinuim puțin. Dar mi se pare cea mai bună opțiune, o vacă să o ai. Pentru că îți dă lapte. Sau poți să faci la firmă, la fermă. Sau la o firmă să faci să iei... bun, am zis că luăm băcuții. Holsteinuri din astea mari. Am zis că luăm... 20, 6 cu 6, 12, 6 cu 6, 12, 24. Luăm odată, luăm 12, mai luăm încă 6, adică o să vină, deci cât am zis, mă? 12 cu 6, 12 cu 6, 18. Mai luăm încă 3 după aia. Bun. Am dat 9000. Așa să văși. Uite. Ce față au. Bun. Hai să merem. Mergem cu viteza luminii. Mă bucur că e aproape. Dar nu știu de ce am lag, bă, frate, că mă enervează. Lag. Drop frame-uri de-astea retardate mental. Să intrăm și noi la dreapta, nu la stânga. Rână. Rână. Bun. Maxim. Ușor. Pac. Așa am intrat. Ușor. Ușor că zici cum merg pe câmp. Așa. Semnalul. Uite aici este lumină. Așa. Pusăm ușor. Dăm la stânga. Dăm la dreapta.
Și aici parcă era în față, nu? Dacă te ține aminte. Bun, hop. Dar ce boala lui Calache are? Ah. R. Select. Move to. Yes. Ok. Bun. Eu am făcut ce că poza, da. Când Dumnezeu face poza, nu știu. Nu știu de ce am drop frame-uri. Serios, chiar nu înțeleg. Bun. Frână dreapta. Eu am închis asta, mă. Da. Bun. Ușor. Și ridic. Deci am mai zis că luăm o dată 6. Și încă 3. Așa. Rână. No, spatele. Ror. Maxim. Mhm. N-am văzut gardul ăla, după aia l-am văzut, serios vă zic. Na 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 na. Na na, ce-a plantat asta aici? Soia beans-uri. Soia tot ce-am plantat noi. Mamă, cum am trecut pe lângă copac. Și nebun. E viață! Și pe moarte-i. Am luat-o mai așa să nu mă mai zgâlță-i. Bang. Mă. Stânga. Rână. Așa. Olu. Nu știu ce-am dat. Rână. Select, move, yes, și încă 3. Și episodul următor ne apucăm să le dăm mâncare și la alea, și la alea, și la alea. Ne apucăm acolo să plantăm. Și după aia mai vedem. Adică mai vreau să avem ce să facem de acum. Pentru că chiar ne ajută, măi, băieți și fete. Ne ajută foarte mult. Hai să nu mai prin stânga pe aici. Nu vreau să mă mai... Stânga. Băi, puterea noastră pe care l-am avut noi. Bine ai dat cu plugul zău. Așa. Ce volan are tractorul ăsta? Eu acum l-am văzut. Ce culoare urâtă are, bej. Bun. Dar de ce naiba n-a luat oameni de... Băi. Așa, vezi? Holstein, select, 3. Ba, yes. Cât am dat? 4600. Bun. Și acum mergem acășică. Și ne facem trebușoara. Mai avem 130.000. Bă, sunt bani mulți. Suntem bine. Așa. Trebuie să bag și autoload-ul ăla. Să văd care-i treaba cu el. Că chiar m-ar ajuta autoload-ul ăla. Sincer. Și mă și doare gâtul de când o vorbesc. Ce naiba am dat? Și aici a dat trecută mie s-o dâng. Bun. Frână. Select. Move. Yes.
Și acum apăsăm P, dăm la astea, dăm la asta, dăm return, yes, ok, dăm așa. Așa și avem văcuțe. Uitați-le, drăguțele. Trebuie să cumpăr niște baloți. Ceva de măi, ochioaselor. Și cam asta a fost și episodul. Noi ne auzim data viitoare cu un nou episod pe acest canal. Dacă v-a plăcut, nu uitați butonașul de like, subscribe și share, m-ar ajuta super, super, super mult. Așa că noi ne auzim data viitoare cu un nou episod. Eu am fost Lincoln.